În acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Să poposim asupra acestui cuvânt și să vedem ce vrea Domnul să ne mai învețe din acest pasaj biblic care este bine cunoscut de către noi, citit, recitit, predici auzite. Și gândul central care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră și sub care să fie celelalte gânduri extrase din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând că acest pasaj ne prezintă o călătorie a celor doi ucenici, la care se adaugă o altă persoană, a treia persoană, care la început este un străin și după aceea se descoperă ca fiind Iisus. Gândul deci este călătorie de sub umbra morții spre lumina învierii. Călătoria de la umbra morții la lumina învierii. The journey from the shadow of death to the light of resurrection. Pentru că aceasta putem să vedem aici. Ei vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Și ce se întâmplase? Persoana pe care ei o iubeau, o apreciau, o respectau, la care priveau ca la un model de trăire, de viață, în care își puseseră speranța, cum spun mai departe cuvântul lui Dumnezeu, a murit într-o moarte crudă, groaznică, rușinoasă, cum era în perioada aceea, în urma unei judecăți, putea să spunem, nedrepte, a unei acuzații nedrepte, o moarte înfiorătoare, moartea prin crucificare, moartea care, după un timp, i-a fost introdusă de către Hannibal, acest tip de condamnare la moarte, din Cartagina, nordul Africii, preluată de către romani, și la un moment dat s-a părut atât de crudă romanilor, încât Cicero se ridică în senatul roman și ține o cuvântare elocventă, de asemenea o cuvântare persuasivă, arătând că o astfel de condamnare la moarte pentru un cetățean roman este nedemnă, este rușinoasă și nu trebuie să fie aplicată. Și în urma acestui mesaj al lui Cicero în senatul roman, cetățenii romani sunt scutiți, sunt absolviți de la o astfel de condamnare la moarte prin crucificare și ea este rezervată doar neromanilor, barbarilor, evreilor, cum este situația aici, celor care erau sub autoritatea romană, dar nu erau cetățeni romani. Și ei vorbeau între ei despre ceea ce se întâmplase. Un episod dramatic, un episod șocant, un episod care le-a zdruncinat inima, gândirea, ființa și viața. Și astfel ei se hotărăsc să părăsească Ierusalimul, care era undeva pe înălțime, pe munți. Cum spune psalmistul, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe cei ce se tem de el. Și sunt gata să plece undeva spre Emaus, 60 de stadii, circa 12 kilometri, poate 7 mile distanță, care era undeva mai jos în vale. Și ei sunt în această călătorie sub umbra morții. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 23, psalmistul David de asemenea spune: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Noi suntem în această vale a umbrei morții. Și mulți dintre noi poate călătorim sub această umbră
a morții. În primul rând, oamenii aceștia erau parte din ucenicii Domnului Iisus Hristos. Era dintre cei care petrecuseră timp cu Domnul Iisus Hristos. L-au auzit pe Domnul Iisus Hristos, au învățat de la Domnul Iisus Hristos, au fost hrăniți de către Domnul Iisus Hristos, învățați, ajutați, au văzut minunile Domnului Iisus Hristos. Nu erau din grupul celor 12, numele unuia dintre ei este Cleopa, el nu apare între cei 12, este încă unul cu ei. Tradiția bisericii spune că ar fi Luca, dar cel scrie această evanghelie, nu avem nicio confirmare în acest sens, Luca nu era evreu. Astfel, acești doi ucenici ar putea să ne reprezinte pe oricare dintre noi. Pe oricare dintre noi. Și să ne putem identifica în viața noastră, în călătoria noastră cu ei. Prima întrebare la care doriți să răspundem e: când unul dintre ucenicii Domnului Iisus poate să ajungă într-o astfel de stare să călătorească, să-și înceapă o călătorie sub umbra morții? Răspunsul care ar putea să-l dăm privind aici este atunci când în viața lui sau în viața ei se petrece ceva dramatic, ceva grav, ceva dureros, ceva tragic, ceva care poate să-i schimbe perspectiva vieții într-o așa manieră încât să uite că de fapt el sau ea este chemat sau sunt chemat să trăiască și să umble nu sub lumina umbrei, nu sub umbra morții, ci sub lumina învierii. Când moare cineva drag din familie, când primești o veste că ești bolnav de cancer, când soțul îi spune soției, m-am săturat, când soția îi spune soțului, am încheiat, când ca prieten, prietena îi spune, nu mai vreau să știu de tine, sau prietenul îi spune ei, fetei, am încheiat socoterile, când poate la locul de muncă în care ți-ai pus toată speranța și încrederea și de care depinde existența și plătirea cheltuielilor din fiecare lună, vine șeful și spune, mulțumesc pentru ceea ce ai făcut până aici, e ultima zi, sau chiar acum trebuie să pleci. Când treci printr-o astfel de situație, când ajungi să fii copleșit de evenimentele actuale, de situațiile prezente, când circumstanțele de acum sunt mai mari și te copleșesc decât realitatea Scripturii, încep drumul acesta sub ceea ce am numit umbra morții. Și e posibil ca mulți dintre noi să fi avut astfel de momente în viața noastră, tineri sau mai în vârstă. Și cunosc oameni care, ajungând într-o astfel de situație, au intrat în această călătorie sub umbra morții și unii dintre ei nu și-au mai revenit niciodată. Pentru că revenirea, așa cum o vedea din cuvântul lui Dumnezeu, ea nu se bazează pe efortul, pe rezultatul încercării personale, ci este nevoie de o persoană din afară care să intre în viața ta și să intre în viața mea, care să-mi schimbe direcția, și aceasta nu este altcineva decât însuși Domnul Iisus Hristos. Ei au început această călătorie în urma acestor evenimente și călătoria aceasta sub umbra morții, așa cum este aici în sens fizic, este o călătorie în jos, este o călătorie în coborâre. Ea nu are nimic atractiv în ea. Când întâlnești oameni de felul acesta, caracteristica acestor oameni este descrisă prin ceea ce sunt prezentate aici cu privire la acești doi ucenici. Unul dintre situațiile și dintre lucrurile care se întâmplă este că această călătorie și acești oameni, ei sunt oameni triști, oameni cu inima tristă, oameni cu inima frântă, oameni îndurerați, oameni apăsați, oameni copleșiți,
Oameni care sunt cu ochii în lacrimi, sunt oameni de asemenea care când vorbesc despre ceva bun, vorbesc la trecut. Ei vorbesc despre Iisus și au un concept intelectual sănătos despre Iisus și au un concept care este aproape perfect, am putea să spunem. Spun despre El un proroc puternic în fapte, în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Și într-adevăr, Iisus era și este așa. Însă ceea ce observăm la ei este că spun despre Iisus la trecut. El era, El fusese, El a fost și nu mai este astăzi. El în trecut a fost Cel care m-a izbăvit. El în trecut a fost Cel care m-a ajutat. El în trecut a fost Cel care a intervenit. El în trecut a fost Cel care m-a susținut. Dar astăzi, astăzi sunt singur. Astăzi m-a uitat. Astăzi nu-i pasă. Astăzi sunt fără speranță. Ei când vorbesc de nădejde, de speranță, versetul 21, ei vorbesc din nou la trecut. Noi trăgeam nădejde. Noi speram. Noi speram că situația va fi bună. Noi speram că se va vindeca. Noi speram că vom fi ajutați la locul de muncă. Noi speram că relațiile se vor îmbunătăți. Noi speram că nu va fi divorț. Noi speram că nu va fi moarte. Noi speram. Dar nu mai sperăm astăzi. Aceasta este o călătorie sub umbra morții. E ceea ce spuneau în vechime, că sabia lui Damocles este deasupra capului fiecăruia și e gata să taie. Oamenii aceștia sunt oameni descurajați, sunt oameni triști, sunt oameni deznădăjduiți. Sunt oameni la care viitorul este întunecos, la care viitorul este dureros. Și unii dintre ei pot să ajungă să spună ca Iov de odinioară, seara spun, aștept să vină dimineața și dimineața aștept să vină seara. Și când se apropie seara, mă îngrozesc de ceea ce are să urmeze. Pentru că măcar în timpul zilei mai sunt cu alții lângă mine, mai pot să fiu în contact cu cineva, dar când vine seara și se arată noaptea, sunt singur. Și nu mai am nimic care să mă țină. Călătorie sub umbra morții. Călătoria sub umbra morții de asemenea se caracterizează prin faptul că poți să ai Scriptura, dar cu privire la ea să nu o crezi. Le se spune în versetul 25, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. În limba engleză spune slow to believe. Îndoielnici. Citești Scriptura, o ai în față, o asculți, asculți predica, dar parcă nu se prinde, parcă nu se leagă, parcă nu e pentru tine, parcă nu poți să o primești. Parcă e ceva din trecut, parcă e pentru alții, parcă nu e relevantă. Oamenii aceștia aveau înțelegere despre Iisus, aveau Scriptura, însă nu puteau să o primească. De asemenea, primesc o veste extraordinară. Iisus li s-a spus de către femei, nu mai este, a înviat. Și ei au zis ce spun, ne-au pus în uimire. Nu au spus, credem, ci au fost doar uimiți, mirate. Cum se poate așa ceva? De unde așa ceva? Și călătoria lor mergea și mai în jos, și mai în jos, și mai în jos.
Și probabil că lucrul cel mai trist din întregul episod este că lângă ei era soluția. Lângă ei era persoana. Alături de ei era izbăvirea. Dar ei nu o vedeau. Ei nu o puteau primi. Ei nu o înțelegeau. Inima le ardea, clocotea în ei. Dar nu puteau pricepe. Până când vine momentul când Iisus, străinul, necunoscutul, ignorantul pentru ei, nu știa ce se întâmplase, la frângerea pâinii se descoperă pe sine, îi văd mâinile, în mâinile lui văd semnul cuielor și atunci au înțeles, este Iisus, este Iisus, este Iisus. Și pe când s-au dezmeticit, Iisus plecase. Dacă ești într-o astfel de călătorie, vreau să spun, Iisus nu te-a uitat. Lui Iisus îi pasă de tine. El nu te lasă singur. El este pas cu pas împreună cu tine. Tu crezi că te cobori și te afunzi tot mai mult, dar El este acolo, lângă tine. Pentru că El ajunge să spună, poate o mamă să-și uite copilul ei care îl ține la sân și pe care îl alăptează. Și din nefericire se poate, însă El spune, eu cu niciun chip n-am să te părăsesc, că e săpat în palmele mele. Iisus te iubește. Iisus se descoperă. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Călătoria de sub umbra morții spre lumina învierii începe cu o întoarcere. Ce au făcut ei? Au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim. Călătoria de sub umbra morții spre lumina învierii începe cu o întoarcere în urma descoperirii Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel scria Colosenilor în epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 20, dacă ați murit împreună cu Hristos. Și apoi în 3 cu 1 spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos. Începe cu moartea împreună cu Hristos. Începe cu vinerea mare, dacă vreți, prin moartea lui Domnului Iisus Hristos, îngroparea împreună cu Domnul Iisus Hristos și apoi ridicarea la viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este o fabulă în care se spune că a fost o ședință în cer sau undeva unde Satana își întâlnea ucenicii, duhurile care să le trimită pe pământ să se înșele pe oameni. Și au venit acolo și stau de vorbă cu ei și îl întreabă pe unul dintre ei, tu mergi pe pământ și cum ai să înșel pe oameni? Și el le spune, am să mă duc și să le spun că nu există Dumnezeu. Și Satana îi spune, nu, nu, așa nu poți. Oamenii recunosc că există Dumnezeu. Vine al doilea și zice, și îl întreabă, tu cum ai să înșel pe oameni? Și el spune, am să mă duc să le spun că nu este iad. Și Satana spune, nu, 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 oamenii cred că este iad, nu poți să-i înșel cu lucrul acesta. Și vine al treilea și întreabă pe al treilea, tu cum ai să-i înșel pe oameni? Eu am să le spun că nu e nicio grabă, au tot timpul. Și el a zis, du-te, în felul acesta ai să-i înșeli. Să spui, nu este nicio grabă. Oamenii de aici
ne spune Scriptura, s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors spre Ierusalim. Dragii mei frați și surori, dragii mei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu, este urgent să ne ridicăm. Este urgent să schimbăm traiectoria drumului nostru când ne dăm seama că mergem într-o direcție greșită. Este urgent de asemenea să mergem să facem ca acești oameni și să spunem: Hristos a înviat! Ei s-au dus înapoi la Ierusalim, dar nu s-au dus la mari preoți, nu s-au dus la Pilat, nu s-au dus la oameni, ci au mers și au spus: Hristos a înviat! Drumul sub lumina învierii este un drum al urcușului, cum spune în Proverbe, este ca mersul soarelui până la amiaz. Urci! Urci în părtășia cu Domnul, urci în cunoașterea Domnului, urci în înțelegerea Scripturilor, urci în modelarea caracterului, urci în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, urci pe treptele neprihănirii, mergând din putere în putere, fiind transformat din glorie în glorie, spre slava lui Dumnezeu. Cred că drumul înapoi le-a fost foarte scurt. Înapoi nu mai erau descurajați, nu mai erau deznădăjduiți, nu mai erau triști, ci erau plini de bucurie, plini de speranță, plini de încredere. Și ajungând la Ierusalim, Domnul li se descopere din nou. Și Domnul Iisus Hristos le spune: pace vouă! Drumul sub lumina învierii este un drum al păcii. Este pacea cu Dumnezeu și este pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Este pacea care înseamnă mai mult decât doar lipsa unui conflict. Înseamnă mai mult decât ceea ce ar fi o stare din aceasta neutră, ci sensul de pace, de shalom, înseamnă împlinire, înseamnă întregire, înseamnă a fi satisfăcut, a se simți complet, a te simți pe deplin mulțumit. Și când este prezența Domnului Iisus Hristos și noi cunoaștem învierea sa care s-a manifestat în noi, inimile noastre sunt pe deplin satisfăcute. Și putem să spunem împreună cu psalmistul: sunt ca un prunc înțărcat la sânul mamei, mulțumit și satisfăcut pe deplin. Apoi acest drum este un drum al bucuriei. Spune: ei erau plini de bucurie, în versetul 41. Cum este drumul tău? Cum este calea mea? Este un drum în care cobor descurajat, în care vorbesc la trecut? Mulți creștini de la o anumită vârstă vorbesc la trecut despre lucrările Domnului. Vorbesc la trecut despre minunile Domnului. Vorbesc la trecut despre harul Domnului. Dragul meu, dacă ești un astfel de creștin, dă-mi voie să spun că drumul tău este sub umbra morții. Deasupra ta e umbra morții, nu e lumina învierii. Drumul creștinului autentic este un drum în care e plin de pace, e plin de bucurie și lucrările și harul lui Dumnezeu este astăzi, este aici. El a fost în trecut, dar El este și astăzi și El rămâne în viitor. Este un drum al speranței, al siguranței și al încrederii. Sunt anumiți profeți creștini
care profețesc cu privire la viitor, doar necaz, doar strâmtorare, sperie, îngrozesc, descurajează, deznădăjduiesc. Dați-mi voie să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu care îl țin în mine pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, mesajul este unul al speranței, este unul al siguranței, este unul al încrederii. Împreună cu Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și pe de altă parte, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt chemați după voia lui Dumnezeu, pentru că El, chiar prin necazurile acestea, îi proslăvește pentru gloria viitoare. Unii se tem de 666, alții se tem de anticrist, alții se tem de știu eu ce, musulman sau alte lucruri. Faptul că vin musulmanii la noi și în America și în Europa, știți ce este pe de altă parte pentru biserică? O oportunitate să-L proclame pe Domnul Iisus Hristos! Nu o spaimă și o groază! Problema este că biserica nu e pregătită, nu e echipată, trăiește sub umbra morții în loc să umble în lumina învierii Domnului Iisus Hristos. Că doar acolo e biruință, doar acolo e putere, doar acolo e siguranță. De aceea, noi nu suntem fii și fiice ale mâniei, ci ale harului lui Dumnezeu. Și drumul nostru este un drum ascendent, sub lumina învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este Cel pe care îl așteptăm să vină acum. El a murit o moarte groaznică, o moarte tiranică, o moarte care aduce o cară, blestemat fiind atârnat pe lemn, dar El a înviat glorios. Moartea nu L-a putut ține acolo, sigilul roman nu L-a putut ține acolo, ostașii nu L-au putut ține acolo, piatra de la mormânt nu L-a putut ține acolo, El L-a biruit. Și acum El are în mâinile Lui căile morții și ale locuinței morților. El are autoritate asupra morții, asupra diavolului, asupra lumii, asupra evenimentelor. Circumstanțele pe care noi le trăim nu sunt mai puternice decât Domnul Iisus Hristos. El e mai puternic. El schimbă situațiile. El schimbă imperiile. El este la cârma istoriei. Iisus cel înviat din Nazaret. Cum este drumul tău? Cum vorbești despre El? Doar din trecut? Sau poate unii dintre noi vorbim doar din auzite? Când eram copil, adolescent, recitam poezii. Într-una dintre poezii era această porțiune în care spunea: să-L cunoști din auzite e prea puțin, iubitul meu. E aproape una cu nimica, ești un străin de Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în această seară: Doamne, descopere-te, revelează-te din nou. Poate a venit un moment greu și critic, o situație disperată, ele pot să vină în viața noastră, ele pot să ne cuprindă, să ne simțim pierduți și descurajați, să-L simțim pe Dumnezeu departe, parcă nu-i pasă, să simțim că parcă cerul este de aramă, de plumb, rugăciunile nu pătrund. Nu, dragul meu, Dumnezeu nu e departe, El este aici aproape. El este, spunea Luther, El este mai aproape decât cămașa de pe mine. Apoi spune, El este mai aproape decât pielea de pe mine. El este în inima mea. El a ales să-și pună rezidența, domiciliu în inimile noastre, în mințile noastre, în duhul și în sufletul nostru. Dar poate din nou a venit ceva în viața ta. Poate îngrijorările vieții, poate înșelăciunea bogățiilor, poate problemele suferinței și ai ajuns să fii doborât pentru moment. Fii această seară
seara în care Iisus, în răbdarea Lui, în dragostea Lui, să se oprească în dreptul tău. El este în dreptul tău. Fie să-L vezi. O cântare ce-o cântam când eram în România. Trece Iisus prin cetate, tu nu-L vezi trecând. O, de ce, iubite frate, lași credința la o parte. Haideți să venim la picioarele Domnului Iisus. Dacă e nevoie să ne cerem iertare, să ne cerem iertare. Dacă e nevoie să cerem îndurare, să cerem îndurare că e gata să o dea. Și așa cum acești doi ucenici, unul dintre ei este Cleopa, celălalt poate să fie Simi, Vasile, Petre, Gheorghe, Florin, Flaviu, Maria, Elisabeta, Veronica, Lenuța, Rodica, indiferent ce nume, pune numele tău lângă Cleopa. Numai unul este dat. Celălalt poți fi tu și poți să fiu eu. Iisus e gata să se descopere din nou. Iisus e gata să se reveleze din nou. Pentru aceasta este nevoie ca să venim sinceri înaintea Lui. Să prețuim Scriptura. Iisus se descoperă prin Scripturi. Iisus nu le-a vorbit celor doi despre evenimentele de acolo și de atunci. El nu a fost ca un Fox News Channel sau ca un CNN Channel, ci El le-a vorbit din Scripturi. Dumnezeu îți vorbește din și prin Scriptură. Duhul Sfânt vine și luminează mintea să înțelegi Scripturile. Problema astăzi este că mulți creștini apreciază Scriptura la un nivel foarte înalt și spune este cuvântul lui Dumnezeu care răspunde pentru toate problemele vieții. Însă când au fost întrebați de către George Barna și echipa lui cu privire la Scriptură, 48% nu au putut să numească cele patru evanghelii. 52% n-au putut să identifice mai mult de 2 sau 3 din ucenicii Domnului Iisus cu numele. Dar au fost gata să știe echipe întregi de basketbol sau de fotbal. 60% n-au putut să numească mai mult de 4 sau 5 din cele 10 porunci. Și 71% au spus că expresia Dumnezeu ajută pe cine se ajută este biblică, e un verset din Biblie care este fals. Dumnezeu nu ajută pe cine se ajută, ci Dumnezeu îl ajută pe cel care n-are ajutor. Pe cel care stătea acolo la scăldătoarea Betesda de mulți ani de zile și n-avea pe nimeni. Erau alții care săreau, erau alții care ajutau, dar Iisus a mers direct la cel care n-avea pe nimeni. S-a oprit în dreptul lui și a zis, vrei să te faci sănătos? Iisus te întreabă și pe tine, mă întreabă și pe mine, vrei ca drumul tău să se schimbe? Ca direcția să fie schimbată? Macasul vieții și din omul disperat, descurajat și desnătăjduit, din omul care ești în stare poate de depresie, să fii transformat în omul plin de bucurie, plin de speranță, plin de pasiune pentru Dumnezeu și compasiune pentru oameni. Haideți să ne ridicăm. Cum este drumul tău? Cum este călătoria vieții tale? Nu te întreb de câți bani ai acasă sau în bancă, de cât este de mare sau de mică locuința, dacă e plătită sau nu e plătită, mașina sau altceva, și te întreb, cum este sufletul tău? Cum este inima ta? Cum e călătoria în care te găsești? Dacă e sub umbra morții, Domnul o poate schimba să fie sub lumina învierii. Să fie în lumina prezenței sale. Să poți să spui, prin lumina ta văd lumina.
Vin în umbra pașilor, în urma pașilor tăi, că pașii tăi varsă belșugul. Glorie lui Iisus! Să ne rugăm, să ne încredem în El. Fie săptămâna din față și restul zilelor noastre o călătorie în lumina învierii lui Iisus.